Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul RAUL2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Le dau de iustură! Le dau de iustură, băi! Nu! Și când era să le iau put? Mama, are MG1, cu aia s-a face TikTok-uri de codat și are MG1, pe ce să du-te bă, pula mea, kick. Cu aia ești terminat un joc eu cu MG1, să mă bată tata. Salutare bă băieți, bine v-am găsit fraților, la un episod de CSGO Prime Hacking aici alături de Radu 4K și a băgat și el acolo Exitium. Bă băieți, zici și tu ceva, Radule, cum merge Exitium? Merge bine? Merge bine, forță. Merge bine, l-am învățat pe Radu să bage codul, bă băieți, și astăzi hai să intrăm așa într-un meci, să-și testeze Radu codurile. Bă, Radule, din păcate că eu sunt aici ownerul la lobby, nu te voi lăsa să te duci la tine acasă pe Mirage, așa că o să băgăm Cash, Das și Inferno, pentru că Mirage am jucat pe... Băi, coaie! Gata, bă băieți, are, cred că are script automat de la CS Radu, pentru că când detectează că nu-i Mirage, bam, iese din lobby, în puii mei, să-mi bat picioarele, altfel nu-mi explic. De ce trebuie ai ieșit din lobby? De ce ai ieșit din lobby? Băi, frate, ți-am zis să-ți faci setările ca lumea la Exit. Băi, coaie, stare, are script automat. Ce-ai făcut, mă? Ai tras tu lău prost. Să mor tu că am tras tu lău. Pe galben. Mamă, bă băieți, avem trastul pe galben. Ce să mai zic? Hai să facem la acest episod, bă băieți, 2000 de like-uri, aveți și canalul Radu 4K în descriere acolo, lui Kebab 4K, mă scuzați. Să-i dați și voi acolo un subscribe, să facă și el. Câți abonați ai? 10.000, să facă și el 8.000 de abonați, bă băieți. Și hai să trecem la meci, zic. Gata, bă băieți, am intrat aici în meci, unul de la noi aici. Mamă, ce a primit acolo, clutch case, snake bite case. Bă băieți, azi dacă o să câștigăm acest meci alături de Radu, Radu, ți-ai băgat codul bine în buzunar acolo, manule. Da, mamă, suntem la City, nebun, dar nici nu oraș. Unde crezi că o să vină inamici? Ai un pariu. Eu cred că o să vină toți rush pe B cu un flash și un smoke, tu? Vin la hot dogi, la profi. Nu mă, vin la lung. Hai, du-te tu pe A lung și eu mă duc pe B și vedem cine are dreptate, manule. Mamă, cred că tu ai dreptate, cred că mi-am luat o înguriță, că i-am văzut cum s-au dus spre lung, coaie. Cred că mare țeacă ce mi-a luat, ești nebun la cap. Ia că dau rush pe B. Da, au venit toți pe lung, ai avut dreptate, bă, și eu mai am și hack, mă fac de ca... Ba nu, vin pe short, vezi că n-ai avut nici tu dreptate, fraiere. Na, bine. 1, 2, mamă, i-am luat pe 2, fain, și vine și al treilea acum. Fain, deci fain, ce fac? Prăpăd meciul ăsta, prăpăd. Hai că prăpăd, vezi, Radule, bravo, Radule, ești top bro de tot, ești bine, frate. Ești băiat bine, ești băiat bine, ia uite-l pe ăsta cu aia. Hai mă, brodere, hai, dă-mi pic, bine mă, băiatule, mă. Hai mă, Radule, că stai meci ușor. În warm-up trăgeau ăștia de noi, nimeream și acum tu prea mai... Ia zi mă, câștig meciul ăsta, fii atent. Hai să facem un challenge cu aia, hai să câștig meciul ăsta cu 0 dead-uri. Vrei să fii tu bodyguardul meu? Hai. Hai mă, manule, stai să verific aici dacă e tot în regulă la... Pe 90. Mamă, ale playstyle, da, hai da, că mă duc din nou pe B. Acum am speranță că o să vină băieții pe B. Bă, băieți, n-am mai jucat CS de ceva timp, de vreo jumătate de oră și... Tu de cât timp n-ai mai jucat CS cu aia? Că nici nu ai mai prea mai postat. Că acum ești cu profiul, cu alea, de ieri. De ieri. Mamă, ai făcut live ieri sau ai jucat așa la Caterinca? Am jucat la Caterinca. La Caterinca. Vei, mamă, dar ăștia au ceva cu shortul, cu aia iarăs tu pe short. Hai că le dau un flash așa. M-a de intimidare. M-a amenințat un băiat că se dezabonează că m-am schimbat. De schimbat? Așa a zis, da, și mie mai zic unii așa. La mine a venit un abonat din 2015 cu aici, mi-a zis, frate, te-ai schimbat jos CS cu aici, eu mă uitam la tine doar pentru Samp. Mamă, coaie, fain de niște kill-uri frumoase, wow, fain. Bine, bă, băiatule, bă, ce vorbești, mă? Bă, tu nu-ți merge codul, frate, că ai zis că îți bași codul, că nu știu ce, mă, frate. Nu știu ce să zic, frate, nu... Nu-ți merge codul azi, bă, băieți, din păcate nu vom dare în cap meciul ăsta, deși știu că probabil mulți dintre voi așteptați în capul ăla nebun pe contul ăsta. Din păcate nu vom dare în cap, bă, băieți, că din meciul trecut am dat așa un pic un rage quit, am ieșit și aia, cred că luam, să mor eu, cred că luam în cap dacă nu ieșeam din meciul ăla, băi, Radule. Luam mare legendar Eagle Master. Lasă că pierde Radu, 4K 3 meciuri după că a jucat cu Codaz, băi, stați liniștiți. Băi, mi se pare mie sau sunt pic răgușit? Că eu parcă vorbesc așa prea din gât, ești nebun. Ba, ești, mă, îți răgușit? Băgat prea mult Mac. Am băgat da. Cox, ești nebun, hai că... Nu, băieți, am băgat Mac, ești nebun la cap, am băgat un cheeseburger, un hamburger, un de-astea. Mamă, avem bomba pe mid, mă. Și urma 4K, avem bomba pe mid, frătiu. Vezi că este aici aproape. Da, mă, frătiu, că-i rup pe toți. Aoleu, mamă! A, lol, vezi că e M4 pe ăsta dacă vrei, frătiuc. Mamă, dar în sensibilitatea asta la mouse mă joc, el zici că e piatră în pui mie, zici că mă joc să-mi bat picioarele. Ce sensibilitate Razer, am? Frate. Razer, ce Razer cu aia? Că am Phalanx. Mă, crezi că mouse-ul meu se numește Phalanx? PHALANX? Băieți, normal. De asta e cu aia, dacă caut pe Google mouse-ul ăsta, îl găsesc, mă, care e asta? Stă, bă, o secundă să fac și aici o mică promovare, Phalanx. Ba da, mamă, uite ce am găsit, fiți atenți ce cunoscută e firma asta, bă, băieți, Phalanx mouse. Ia uite-l coaie, fix ăsta la să bag picioarele, ia cât costă pe ma coaie. Mamă, 74 de lei, vezi că nu e chiar așa.
Bere, mi-ntră astea, îmi bem, bere. Eu zic că e 74 de lei aici, nebun la cap. Deși eu cred că am dat 70 de lei pe el cu tot cu tastatură și mouse. Dar tastatura nu știu unde e, băieții, aia e, mergi mai prost. Mi-au intrat în bem. Mamă, dar vezi că ai scos câțiva, ai scos câțiva aici, nebun la cap, ai scos ceva, bă. Uite, normal, mă. Hai, mă, brodere, du-te de aici, brodere. Ai fen ce-i fală ăsta. Fii, brodere, că ăsta nici nu știe de unde a venit. Mai e unul, viață de eu dau de fiz la bombă. Cerele la ăsta de la Kirisun mouse, frate. Adevărat, mă, barem, dau ăștia de la Kirisun mouse dacă le cer. Eu joc cu coduri, nu știu dacă îmi cer. Bă, bă, fii atent aici. Toți oamenii, să muriți voi, toți oamenii, tași-mă din gură. Toți oamenii care se uită la video ăsta, să muriți voi de, nu-i spamați rău de tot. Fain că s-au pus și la începutul videoului, dacă nu uit. Bă, spamați rău de tot pe băieții de la Kirisun, să-mi trimite și mie un mouse, le dau eu adresa și alea, doar să-mi dea eu un email, frate, și să-mi bag picioarele, fac mare unboxing, îl testăm cu codurile, cum merge, dar să-mi trimite, mă, faceți-i, băieți, dați-le și voi acolo un spam la băieții de la Kirisun, poate trimite și mie un mouse, că mă joc cu mouse Phalanx de 20 de lei la 70 de cu tastatura, dar tastatura, cred că a pierdut-o curierul pe drum, că eu n-am primit nicio tastatură la mouse-ul ăsta, eu nu nici mai țin minte de unde l-am, sincer. Singurul lucru pe care îl țin minte în legătură cu mouse-ul ăsta e că aveam un Genesis înainte și mi s-a stricat Genesis-ul ăla, na, mouse-uri bune, ce să faci, după ce am dat cu el de 7 ori de dulap și... Stai că vin ăștia pe short. Și după aia am găsit pe undeva prin dulap mouse-ul ăsta de la Phalanx și aia a fost, bă, băieți. Sunteți nebuni, ia uite-și pe ăsta. Bă, dar nu vreau să mă las, mă. Nu vreau să mă las. Mamă, ce le fac la ăștia să-mi bat picioarele, Radule. Bă, dacă tot e așa, să-mi trimiteți mie o carcasă. Da, adevărat, la Radu puteți să-i trimiteți și o carcasă, băieții, de la Achiris, care carcasa aia de scuipă ventilatoarele pe afară, sunteți nebuni. Bine, adevărul, vezi că și eu am carcasa la fel acum, Radule. Yeah. Și eu am carcasa la fel acum, fără mișto. Ce a zis ăla? Ia să vedem, bă, băieți. Tot timpul, nu știu dacă ai și tu obiceiul ăla. Ai dat delete la procesor. Și tu ai, dat delete la procesor. Și tu ai obiceiul ăsta, Radule, când scrie cineva ceva în rusă pe CS să-l traduci. De ce gura ta? Nu, mai, bă, băieți, nu putem să zicem că suntem family friendly azi. Ne-am jurat rusul de și-a bătut toată pulicioaica de noi, bă, băieți. Vezi că odată n-au bliv. Gata? Bă, păi vine mare surrender. Mai băgăm încă un meci pe Mireș și Rătiuc dacă e. Dacă e. Poate iau și ore în capul ăla, nebunule. Pierdute după ce e asta. Da, aia zic. După 6 meciuri pierdute câștigăm și noi aici două meciuri, băieți, ce să. Mamă, ia uite-l pe ăsta, bă, băiatule, stai cu minte, frate. Eu cu mamă, câte kill-uri se fac azi. Câte kill-uri se fac azi, băieți, câte kill-uri se fac azi. Nu te pui, mă, Radule, ți-am zis că joc bine, ești nebun la cap, dacă n-ai ascultat, dacă nu te-ai antrenat înainte, ce să fac? Omul meu Radu are 3-3 și se ia de codaș pe TikTok, băieți. Păreri? Radu face videouri că codați de căcat și el are 3-3 la DMG, băieți. Păreri? Ce poți să-mi iau-te-l pe ăsta, bă, băiatule? În primul loc se poate să aibă ceva. Oh, oi, oi, ololoi, uopapa. Aha, aha, ai tras, ai tras, ai frut. Mama, am vrut să-i dau Zeus și s-a pișat pe fața mea. Bă, dar gusta asta al nostru, gusia, omul se învârte. Uite ce clanta cu frumos are, s-a bapit. Mam, tank. He's T-base, man, T-base, go T-base. Ăsta nici nu cred că știe să vorbească limba lui, în pui mei, da, mai pe engleză, ești nebun la cap. Ce poză are? Frate, că știe. Țin minte că și am avut un cont pe care. Bă, stai, tu de când joci CS:GO? De mult, mă. Din ce an? Zi un an. Stai că nu mai știu. Așa. 2017-16. Să mor tu că din 2017-16 coaie. Mamă, în 2016 a jucat prima dată cu coduri CS, manule. Ești nebun? Behind you, man, I swear, it's behind you. I told you, man, I'm not lying. Tell this behind you so you need to listen to me, ok? De atunci s-a umplut CS-ul de codat. Adevărat, bă, fii mamă, tactical timeout. Bă, fără mișto, am conturi și acum, de pe care am screenshot-uri de astea în care aveam global cu cod și nebunii de alea. Atunci, în perioada aia, m-am apucat eu de coduri, așa, mai pe șustache. Și după, din 2017, din decembrie, m-am făcut oficială treaba și m-am apucat de coduri. Sal YouTube, ia uite-l pe Gigi. Adică făceam highlight-uri. Adică, exact, făceam mare video-uri de alea nebune. Da, făceam de alea, Kazan. Și jucam cu codul. X de alea făceam, ești nebun la cap. Mamă, acum hai să nu mai vorbim ca să văd și eu acolo la timeline-ul ăla de la Vegas când să tai din video. Că eu așa-mi dau seama după când vorbesc și când nu vorbesc, știi? Nu vorbim de acum, haide. Gata, manule, m-auzi? Da, te aud. Am crezut că te-ai dus să te culci, ești nebun la cap, la cât a durat. Bă, avem un viewer, e vreun abonat de-a meu, ia să vedem. Hai că e un abonat de-a meu, dacă e, bă, nu știu, bă, mai merge schema aia. E de-a meu. E de-a tău? Face Overwatch acum. Nu, fii atent cu aia, mamă, ce s-a băgat gusia ăla cu AVP-ul unei. Fii atent, mă, brother, nu știu dacă știu făceai gata, așa luată la fain, că și-a dau surrender acum, mai băgăm un meci pe Miraj la casă la tine, ești nebun la cap. Fii atent cu aia ce voiam să întreb. Eu înainte când vedeam că cineva e spectator pe meci, dădeam shift tab și mă uitam acolo la gen, la cu cine-s pe server. Și dacă era unul de la mine din lista de prieteni, mi-ar da că e un prieten de la meu pe server și pui mie așa, îmi dădeam seama că e cineva de la mine din lista spec. Pe asta zic, nu cred că-ți mai arată, ești nebun la cap. Nu. Păi eu aia zic, ești nebun, bă, băieți, ne luăm și noi un pic de Overwatch. Ce, mă, chiar cât mai scuțite, cât mai ești shadow? Mamă, gata, bă, băieți, au dat surrender. Să văd, mă, cât mai ești shadow de gherțurile astea. Chiar o scurie, ești nebun la cap, că nu m-am mai uitat la prezent, nu știu cât timp.
58 de euro. Mamă, și am dat 70 de euro pe ele, bă, băieți, ca să vă închipuiți așa ceva. Mamă, 15 winuri, încă n-am luat renca, broadele. Mai băgăm un meci, frate, nu ieși din lobby. Mai băgăm un meci? Scoatem, da, stoi, băgăm unul acasă. Hai, mă, mai băgăm unul acasă la Codați și nebun la cap pe Mirage aici acasă la Radu 4K, nu? Bă, băieți, am intrat la un nou meci, nici măcar nu știu dacă o să pun primul meci în videoclip, pentru că efectiv de la jumatea videoclipului, videoclipul meu zici că a luat ele ăsta, videoclipul, microfonul meu zici că a luat toate alea aici, nebun la cap, adică a început să bârge. Bă, dar cred că o să pun totuși meciul, că am observat că la un moment dat nu mai ai făcut așa de urât și o făcut urât doar atunci când am stat afecagen în bază, știi? Și probabil că nu a făcut așa tot meciul, așa că cred că o făcut un pic. Îți fula, mama, am crezut că iar a început să facă, m-a speriat. Bă, băieți, nu știu ce are microfonul meu, deci parcă așa se întorc toate lucrurile împotriva mea. Deci eu postez o dată pe săptămână, dar și când vreau să postez, ba nu merge microfonul, ba moare pisica, ba pică tavanul pe vecinul și trebuie să mă duc să-l ajut să iasă de acolo. Nu știu, bă, băieți, efectiv, în fiecare... Deci de fiecare dată când vreau să filmez se întâmplă câte ceva. Ba, hai mă, bosule, mamă, ce le-am dat o la ăștia mare, Semirește, dau să-mi bat picioarele, bă, băieți, gata, a început șarinala să zâmbească, înseamnă că își bagă Semirește, își bagă schitul în buzunar, bă, băieți, a terminat. Mamă, ăsta vezi că ăsta de aici, sleeper ăsta al meu sau cum cheamă și Arin, vezi că cred că are mare coduri, ești nebun la cap, că se vede după profilul lui, ești nebun. A, e rus, nu cred că are, nu cred că are coduri, că e rus, rușii nu prea bagă coade, sau? Mai știi? De fapt, și că nu bagă coade, dar Neverlose-ul de rușii făcut, ești nebun la cap, stai să mă potolesc că poate vine ăștia cu Neverlose-ul. Bagă rușii coade, decât la beție. Decât la beție bagă, când intră vodka bine, dar ce beție cu aia, că cred că rușii nici nu se pot îmbăta, e posibil, nu-i e chestie de fizică, mare. Ești neam de Putin, ești nebun. Ești nebun, nu cred că poți să te înveți. Că mă activez dacă... și eu mai tare. Dacă ești rost, bă, vezi că sunt toți pe best, toți pe B, eu să mă duc pe Under, că șmecher. Hai cu mine pe Under, kebabule. Am văzut deja că văd și eu prim. Hai că vezi tu prin perețea, scuze mandule, am uitat că vezi, ia uite-l pe ăsta. Bă, ce jiggle pick îmi dai, futu-ți gura, măti. Hai, brodere, hai, dă-mi pic. Bă, ajută-mă, mă, Radule, pe Under, că e unul care îmi face sneaky peeky like. Bă, dar parcă știe când îi dau pic. Dă bully coaie, dă-i pe el. Dă-i, bravo, Radule, îmi dădea bully coaie. Vezi că dă picul pe tine, ai grijă. Manule, mamă, ce te-am salvat, vezi că mai e unul în spatele tău. Bravo, Manule, vezi că e unul aici în dreapta, mă duc eu pe el, s-a liniștit. Hai, du-te tu aici în dreapta, bravo, mamă, ești bură. Mamă, te-am omorât și pe tine. Lasă, frate, stai liniștit, că măcar am luat runda. Nu îmi dar bă, vezi că o am flash la o chestie cum am făcut eu aici, vezi că ar da report pentru griefing. Chiar ar da, ești nebun la cap, ar zice, uite frate, că și-a omorât cu echipierul, gata, grif, papa, respect. Nu vine să cred așa ceva. Aia zic, ești nebun la cap. Schimili. Bă, tu îți dai seama că tu dacă zici un cuvânt random acum, total random, îți dai seama că cuvântul ăla probabil că înseamnă ceva într-o limbă pe care noi nici nu o știm? Că... Mai stai. Da, exact, poate chestia de aici tot acum poate înseamnă ceva într-o limbă. Mamă, ce am... Băiatule, ce am dat-o ăla, nu știe de el sfera ăla. Uite și ce zice Alex ăla, probabil că înseamnă ceva într-o limbă. Aia zic, probabil că înseamnă și ce zice el acolo ceva într-o limbă necunoscută de la egipteni, da. Care spasme la gură. Are spasme. Hai brodere. Mamă, ăștia dau pic câte 3, triple pic, nici la HVH nu se practică chestii de astea, ești nebun la cap. Hai că i-am bleat, hai de cap, mă. Du-te, așa, du-te, raș, că ai șanse. Mamă, de unde e flip n-ai fost? Atolul ne-a dat la dat? E bun codul, bă. Vezi, trage prin smoke, trage, nu te lăsa, vezi niciodată în viață să nu te lăsa. Acum te-ai lăsat și ai avut un pierdut. Aia zic, ia, dă-i, mai la stânga, brodere. Băi, coaie, ești ultimul terminat, nu ești în stare să tragi prin smoke. Stai, frate. Bravo, frate, ești bun rău de tot. Ești bun rău de, ai dat fire-ul ăla, ți l-ai dat sub picioare, să-mi bat picioarele, mă. Hai, mă, pe antenă. Bă, incapabil. Bea o gură de apă din WC-ul, de asta filtrat. Bea un G-Fuel, frate, și revinuți. Hai, du-te acum, hai. Gata. Am încredere în forțele tale acum. Hai, frătiuc. Te-ai văzut ce triple pick? Face double pick. Ce double pick? Era triple pick, erau push, vai de cap meu. Ăla mi-a făcut grădiniță pick, ești prost la cap. Figură, dacă mai faci nimic, dau alte 10, alte 4 și mi-am dat quit la viață, ești nebun la cap. Mamă, ce reflexie are ăsta, chiar că e pe 30 de herți omul meu, ești nebun la cap. Ce reflexie, ieși ăla din pala jumătate de oră, fumase și o țigară până să tragă ăsta, ești nebun la cap. Nu, văd că e poza are. Nu știu, bă, băieți, eu runda asta sunt only deagle, runda asta sunt... Mamă, ești nebun, 4 cu 3, bine, Radule, ai scor bun și tu într-o viață. Mamă, Radu, o rundă 2 MVP-uri, ești nebun la cap. Hai mă frate, mamă, am vrut să zic să facem un deagle runda asta, dar ce deagle să faci cu Radu 4K meu cu aici, nebun la cap, omul și-a luat scout. Ia frate, baretele. Ce barete, mă? Mama, ai cumpărat dual beretas? Bă, dar eu ce setări am? Stai că eu cred că am setări de semi-regis, nebun la cap. Mama, cred că se învârte unul de la, hai că se învârte, dacă e, am crezut că se învârte unul de la aici. Mama, vezi că sunt toți palați, all palace, guys, all palace. Vede aici ce pic dau. Dar pe unde știi, mă?
M-am informat înainte să intru în meci. Am înțeles, am înțeles. M-am informat, băiatule, atunci m-am informat. Hai mă, dați-mi un pic să vină careva. What? Ah, lol, băi, ești terminat cu aia, m-am speriat, am crezut că chiar... Mamă, mi-am luat fișment. Împușcă-l pe ăla care iese acum, că iese unul. Am de merit. Pang, auleu, au. Băi, cu aia, ești incapabil să câștig o rundă aici, nebun la cap. Hai, Radule, fă ceva, am încredere în tine, Radule. Hai, Radule. Hai, Radule, dă-i. Dă-i. Vezi că... Acum, trage, că-s bine acum. Trage. Mă, hai că ai tras dacă e ceva. Am zis la Cătărin că să trage, oricum nu venea. Vezi că e unul jos. Vezi că sări side, sări side. Dă-i unei, da. Hai că ai lei dacă e ceva. Mamă, coaie, te-au luat din toate până, ai mai știu de unde stai aici, nebun la cap. Fii atent, Radule, ascultă de mine, am o tactică bună, mă auzi? Da, te aud. Fii atent aici. Cumpărăm-i un deagle și ai încredere. Cumpărăm-i de aici, spate. Băi, coaie, pe 250. Băi, coaie. Mai bine mi-au eu deagle și gata, știi ceva. O să fac, lasă, hai să vezi aici ce le fac la băie. Stai un pic așa, fă eco. Păi eco fac, dar cu deagle se face eco. Când ești codat cu mamă ăsta, își bagă degetul. Ai observat că la Shadow deagle în animație își bagă vârful de la cuțit în deget? Eu acum observ. Nu, what the fuck. Ba, da, eu probabil că am mănuși, vezi că-s pe B. Probabil că am mănuși. Dă-s fain, ești nebun, numai că se ieftinez, nu știu ce le-și-au pierdut atâta, și-au pierdut 12 euro din preț. 1! Hai mă, Șarin! Vino să o dăm, frate. Cu aia ai zis 1. 1. 2. Mamă, i-am ținut ținta la jumătate de metru de cap și i-am tras, ești nebun la cap. 1. 2. Hai, zi de bă, băieți, ce face vreun de-asta? Hai mă, Radule, fă și tu câteva kill-uri, că am dat. Bă, hai, că ai făcut kill-uri, te-a rupt sfera și mai ești pe ultimul loc de la hai, că e... Mamă, are 3 cu 3 și te-a rupt. Are 3 cu 3 și te-a rupt, no name-are, ești ultimul paranghelit. Nu știi să joci, du-te mă. Dar i-am pupat pe gure, am făcut o daia cu. Fenta, ești ceva în tap. Mamă, bă. Eu vreau ca o. Yes. Sărac cu Alex ăsta. L-a omorât pe inamic și tot i-am luat drop, ești nebun la cap, tot i-am luat acao. Mamă, vreau să mă joc cu cheat-uri pe Warzone acum. Am așa un chef de Warzone cheating, am mai făcut pe canal Warzone cheating, dar am așa de chef de un Warzone cheating acum, să mă bag acolo cu 100 de jucători în arenă să le dau la toți cap. Oi, ce chef am acum, ești nebun. Bă, parcă nu mă ajunge chiar obvious pe ăsta, hai că a ieșit el singur, ești nebun, GG bă băieți, am făcut și 8, 3 kill-uri runda asta, sunt nebun la cap, sunt top pe joc, ești nebun la cap, vine Jaxi, când vede cum joc, zice să la... Mamă, gata, Fenta aici, că mai dă unul abandon cu aia, două meciuri cu surrender, fii atent cu aia, că-mi bat picioarele, dacă și ăsta dă surrender acum... Bă, băiatule, se lasă Jaxi, bă, voi vă dați seama că dau ăștia surrender la DMG, bă băieți, ca să se legeți cum se treaba, dau ăștia surrender la DMG, cheat, hu, fii atent aici, dacă îmi zice, eu zic husk. Nu, trebuia să zice să I have. Uite ce ți-a distrus ăla, să prezenea toată familia, o să mori mâine. Mama, la chiar că a zis acolo, să-mi bat picioarele. Dacă își bagă cheat-ul... A? Eu zic că echipa lui are. Who is your team is cheating? Mama, vreau și eu un HVH, băieți, bag și eu. Hai că bane vă luzu cu minunățile astea pe cot. Mama, Gigi, salut YouTube, salut bă Gigi, te pupăm frate. Dă-mi ia le mie, bă, că ți le țin. Vrei, frate, să-mi bag rage-ul, dar nu pot să fac, mă, 3, că n-am pe ăla de ăla pe telefon, ești nebun la cap. Wow, fii atent aici, că nu-i niciun... Fii atent ce fac. 1000. Ți le țin, ți le rețin. Da, bă, fii că le-am pus în Shadow Deckers-urile la vânzare la 1000 de euro. Că nu-i niciun listing cu aia, nu-i nimic, nu-s listate deloc. Fii atent aici, că mi le pun la 1000 de euro pe market. Uai, dar dacă le pun pe market, mi le ia din inventar, nu? Da. E, atunci mergi mai prost, nu, frătiuc. Cine e Borbo, mă, la ia să-l vând? Mamă, are 4 medalii, de ce a dat abandon cu aia? Fain că ăsta are mare, asta are mare coduri. Să mă pregătesc, fain că oricum am bani, am 5900, fain aici, frate, eu, fain ce fac? Că mi-au scout-ul și dau cu, fain că ăsta se învârte acum, fain că ăsta mare semirește și-și bagă acum să-mi bag picioarele. N-are mai nimeni cod aici. Ce zici, mă, tu că n-are cod? Păi atunci de ce ai ieșit din meci? Păi, hai că n-are cod dacă e ceva. O fi dat rage quit, frate. Da, da, mă, nici, a dat un pumn la tastatură. Mamă, două kill-uri, fain cu aia că le dau cu semi-rage-ul. Le dau de iustură! Le dau de iustură, băi! Nuuu, și când era să le iau pe ultimul, mă omoră, băga-mi-aș picioarele, vreau să... Bă, dar eu nu înțeleg. Băieți, eu mă luam de config-ul lui Ghost... Aaa, păi stați-mă un pic, bă, băieți, că n-aveam config-ul băi, făcut bine, să-ți nebun la cap. Am config de HVH, ești nebun, dar nu sare, mă, ținta, ce e perfect legit, ce vrei să te mint, ce vorbești? Nu sare, ce? Știu că tot timpul când aveam 10 ani și jucam cu... Hai că 10 ani, când aveam 13-14 ani și jucam cu coduri și mă întrebau ăștia ce rank sunt, ziceam Global Elite, man, I'm playing 6-10 years old and now I'm 30. Și aveam 14 ani în pula mea aici, nebun la cap, ziceam că am 30 de ani și că mă joc de 15 ani și nu știu ce. Și chiar mă credeau unii. Știi că odată m-am prietenit, dar nu mai știu nimic, absolut nimic de omul ăla. De când mi-am luat bani, eu n-am mai intrat pe contul ăla de Steam și nu...
Nu mai am treabă, adică nu mai îl cunosc pe băiatul ăla. Era băiat, bine, avea omul vreo 25 de ani, juca CSF Ante aici, prin 2017, când jucam eu cu coduri așa sneaky peeky, nu știa nimeni. Ce 2017, poate 2016. Mă împrietenisem cu un român pe matchmaking, dar omul meu avea 25 de ani, 26, ceva de genul, se ducea la muncă, avea nevastă, avea copil, ești nebun la cap și mă jucam cu el cu aia și efectiv m-am întâlnit cu el într-un meci, deci fiind cum am cunoscut eu cu el. Mă jucam liniștit meciuri, mă jucam CS într-o seară și ne-am întâlnit acolo, am început să vorbim, am văzut că joc bine, pui mei, că eram cu codul, dar am văzut că trag bine, că nu știu și ne-am adăugat pe Stincoaie și am început să jucam vreo 3-4 luni cu aia, efectiv, omul meu deja știam programul la lucru, când venea de la lucru, uite că ăsta mă știe prostul, când venea de la lucru, când știam că vine de la lucru, direct mesaj pe Stimi de dea, zice, hai mă bro, să jucăm nu știu ce. Și la un moment dat mi-am luat ban în timpul meciului cu el, dar gen, eu atunci n-aveam, nu l-adăugasem pe Discord, pe Skype, pe Teamspeak, pe ceva, efectiv vorbeam cu el în joc, știi? Pe chat-ul de la Steam și în joc vorbeam cu el. Băi, și mi-am luat ban într-un meci după vreo 3-4 luni de joc cu el și omul meu credea că-s mare global, că nu știu ce, că-s cel mai bun jucător, că puii mei. Băi, coaie, și mi-am luat ban cu el într-un meci și efectiv, nu i-am dat remove de la prieten, efectiv am dat disconnect de la contul ăla de Steam și de atunci, de 4 ani, nu m-am mai conectat niciodată la el, coaie. Ia vezi, mai știi numele. Aia zic, păi l-am în listă, era ceva cu J, 100% dacă are același nume, îl recunosc. Avea vreo 2000 de ore pe CS sau ceva de genul, bine, probabil, dar nu știu, fii atent, mă, îl chema Janet sau ceva de genul, Janet, Jamal, nu știu cum, bine, avea un nume la Caterinca, că nu îl chema Jamal, pe el chema Alex sau nu mai știu cum. Avea nume pus la Caterinca pe CS și ideea e că acum vreo 2 luni cu aia am intrat pe contul ăla, mă rog, n-am intrat pe contul ăla, am intrat gen așa din browser, nu m-am logat pe contul ăla, că nu mai știu parola și știu că era offline de vreo 300 de zile, coaie, și ăla, nici ăla nu prea mai intra. Dai seama, coaie, dacă avea soție, coaie, dacă avea 25, de aia zic, dacă avea 25 de ani, atunci acum are vreo 30 de ani, și nebun la că mai joacă omul meu CS la 30 de ani. Bine, îl mai știu pe unul, BB for CSGO, dar și alții nu știu, coaie, ești nebun la cap. Deci, dacă, pe acum să-i dau mesaj la ăla și să-i zic, uite frate ce am ajuns, cu odată. Fam 60.000 de abonați doar din coduri pe CS. Am ajuns global. Aia zic, ești nebun la cap. Bine mă, fără mișto, vezi că am fost global fără coduri. Am și videouri pe canal când jucam la global fără coduri. Înainte să mă apuc de coduri. Globalul de acum cu ăla. Da, fiindcă atunci la global se juca cum se joacă acum la Master Guardian. Fără mișto. Băi, toată lumea. Bă, deci efectiv, uite-te la video. Aia zic, uite-te la hai că stai aici, hai bradere, unul mort. Uite-te la videourile mele din 2015 când jucam la Supreme Global, că hai mă bradere, nicio șansă. Când jucam la Supreme Global, că oamenii aia nu mișcau cu aia efectiv. Acum dacă intri cu dacă intrai atunci cu codul în 2016 sau 2015 și jucai la Global, bă, rupeai, făceai 50 de kill-uri și nici măcar atunci nu săria toată lumea pe tine că ai cod, știi? Asta era șmecher. Și de prin 2016, pe la finalul 2016 a început să o ia razna CS-ul. Și unii hater de-a mei probabil nici nu erau născuți atunci în pana mea și tot ei comentează. Ești nebun la cap. Reistemit cu aia. Pe la finalul 2016. Mamă, după aia, dar am ști canalul ăla cu aia. Cred că mi-l știi canalul ăla vechi de cheating. Mamă, că primul meu video cu cheating cu Obits Martyr, cheat-ul ăla făcut de români, ești nebun la cap. Hai de poi. Ia ziceți mă băieți în comentarii, câți dintre voi ăștia codați mi mai știți de cheat-ul ăla Obits Martyr, bă băieți, băi. Dar cine dracu știe, mă? Băi, și se jucau românii cu codul ăla atunci, că era cod făcut de unul, Radul chema. Era cod făcut de români, din câte știu, mă. Am fost mai ingenioși tot timpul românii ăștia, ești nebun la cap, degeaba. Radul chema, păi eu făcut ăla are, ăla are mare legit anti-aim. Mamă, ăla săracul de el nici cu pec nu cred că-i stare. Bravo, măi. Fem ce-i fală ăsta, hoț. Și acum se sperie și bam, nou scop. La cât l-am omorât, ești nebun. Pe cine, pe ăla cu codul? Da. Îți dai seama, tu l-ai demoralizat, 4 cu 9, să-mi va piciorile FN. Tu ești pe mine, tu ești pe mine, Radule, tu ești pe mine. Opa, stai că mi s-a blocat mouse-ul, scuze. Vezi că... Ah, băgam-i așa, am încercat să-i fac o șustă per șustă, dar nu mi-a ieșit. Ești bun tu, dar nu ești căutat așa. Ești bun, frate, ești căutat, dar nu accept toate ofertele, ești nebun la cap. Hai că da. Tot am zis că fac parteneria cu Gifuel și n-am mai făcut, mă băieți. Hai, mergi mai prost. Ce s-a pus la capra acolo pe scări? Beam și noi un suc de la bun. Aia zic, beam acum un Gifuel, eu tot... Hai de cap, mă, ce-ar fi intrat un Gifuel acum. Dar chiar îți dau energie, mă, shake-urile alea. Nu știu cu aia că nu mi-a luat, ești prost. Parcă vezi cu aia că mi-injectez exit, îmi beau un Gifuel când dau insert, mi-a pornește Neverlose, îmi pornește skit-ul, ești nebun la cap. Bei 3 Gifueluri. Inima din piept. Da, aia zic cu aia. Mamă. Dar nu știu mă, dar chiar mi-aș cumpăra Gifuel să văd cum e. Fără mișto. Păi parcă vezi eu, că... Da, aia, băi, 154 plecuri, ești nebun. E, lasă-mă, 4 sucuri, gen, îți faci doar 4 sucuri? De 150 nu, de lei? Un kit de ăla de rahat de 150, nu știu câte, cred că-s de 20, 10. Păi și cum trebuie cu ai zis mai înainte că 156, 3 plicuri sau cât ai zis, nemul la cap. Păi dar nu, 3 sucuri, beam 3 pahare, hai mă, brother, la... hai că dau de la Ace Rapid ca la Sparkles.
Mamă, tu te uitai la Sparkles înainte, când era acolo în pielea lui, ești nebun la cap, când era șmecher rău de Sparkles tot. Sparkles a fost zeu mereu. Păi aia zic, mamă, 94. Last 6HP Palace. 6HP Palace, guys. Hai mă, 6HP, bă, frate. Bravo, mă, ma. Vezi că ăla... Ce m-am dat miroase. Da, ce are păr pentru grif, hă? Are păr pentru grif, miroase, manule. Mi-a dat AVP-ul să nu-i dau report. Eu tot îi dau report. Bă, săracu, că ai și tot nu i-ai dat AVP-ul înapoi. Ți-a dat AVP și tot îi dai report. Ești nebun la cap. Bulangiu, bulangiu radul ăsta, bă, băieți. Și vine One Flash și gata, ban. Mama, dacă îmi plac, spre, hai să dăm double pick. Când îmi plac videourile alea de overwatch al One Flash, când omoară și el la săracu, că ai un coechipier din greșeală și zice One Flash, a omorât coechipierii, voi da ban, gata, de aici nu se mai joacă, ce sigur, s-a terminat pentru el. Băi, cu aia, și oamenii efectiv omorau din greșeală coechipierii, se băga coechipierul în fața lor și căcaturi de alea și venea One Flash, a omorât coechipier, atâta i-a fost, nu mai are ce juca ce se, mama, m-a auzit căcatul ăsta. Opa. Mamă, ce one tap mi-am luat, Airadule, pe tine contez. Fan, că nu dau skip la episod, adică nu dau skip la partea asta. Când am murit, ai las pe tine să joci. Da-te mă în puii mei. Airadule, am încredere în tine. Fan, că-ți vine în 3, 2, 1, trage. Hai că tragi dacă e ceva. Mamă, dacă îl luai acum. Vezi că vine, acum chiar vine, fără mișto, stai aici. Bravo, și încă unul, băi, ești prost. Coaie. Băi, eu ți-am zis, mă, că m-au activat, mă, dar coaie, nu știu ce. Chiar ai exit, mă, ești nebun la cap. Cred că ai cheat de ăla nebun de tu nici cuțit n-ai, dar ai un skin changer de ăla super șmecher de mi-arată și mie cuțit. Tu vezi că nu e nimeni pe ea, s-au dus amândoi pe PB, vezi că e PB. Mamă, Steam Crack tu ăla, știu, băi, coaie, știu când era 2015 și am văzut clip de la nebun pe YouTube, dar era mare keylogger, coaie, și era Steam-ul ăla cu toate jocurile, doamna, dai Steam-ul și aveai toate jocurile, coaie, și l-am descărcat și mi-am luat mare keylogger și mi-au furat ăștia contul de Steam, coaie, și nebun la cap. Băi, câte țepe am putut să vezi că un ultimul inside, câte țepe am putut să-mi iau. Băi, coaie, sunteți ultimii incapabili, vă omorâte la fian că moare și ăsta. Băi, ultimii incapabili. Uite-l pe Sponge, bro. Băi, incapabil, bă, băiatule, incapabil. Dacă moare Raul 2, ca gata, s-a terminat toți, sunteți nebuni. Pentru că ai murit, trebuie să-mi dai un AVP, Radule. Am luat 2. Nu discutăm cu de-astea. Nu am nici bani cu ei, stai că-ți dau AVP. Băi, coaie, ia și... Ok. Băi, ce arătați să... I want vodka. I want vodka, so bad, man, so bad, man. Man... Băi, am activat toată Rusia cu aia cu vodka. What do you want? Kebab? Kebab... Vodka. What? Tell me again, I didn't heard you. You want kebab? I want vodka. Bă, tași, mă, Radule, că nu l-au pă... N-au înțeles ce a zis, îmi bat picioarele. Kebab with vodka, no? Right? Oh, yes. Când au drus și de vodka, ești nebun la cap. Bă, hai mă, brodere, dă-mi pic. Hai, brodere, dă-mi pic. Te-ai dus, mă. Băi, nu mai stau mă la discuții cu ei, mă, de acum. Nu mai stau la discuții cu ei, rup în doi, ești nebun la cap. Bă, să pun și primul meci, oare, Radule? Ia, spune-mi așa un sfat, prietene. Să pun și primul meci, oare? Păi, habar n-am. Bă, mă, dacă bâzie video ăsta, nu bâzie mai așa tare. Adică bâzie un pic, da, bă, picioarele. Calitate de YouTuber de 66.000 de abonați sau că drecu am. Ce vorbești, mă? Nu corect, mă contează corect. Că băzi, ești nebun la cap. Video să fie, frate, să iasă banul. Hai că, da? Iese banul, bă, băieți. Iese banul, avem. Taci, mă, nu le zi de hura, că din parcare cu aici termina. Nu, pe aia că vorbim după video, nu-mi zi. Mamă, ce m-a luat ăsta, sunt ultimul prost, bă, Radule. Meni, spele. Oh my god, mamă, ăștia sunt ultimul incapabil, mă, să-mi bat picioarele. Are sticla de vodcă între picioare acum, cred că cu aia, de aia tremură. Fii atent că la... Mamă, ce m-am speriat, am crezut că pierd ăștia runda. Nice knife, man. Do you wanna trade with me? I have shadow daggers. You want to trade with me, Alex? Vaslav, 100 de ga? Da, băieți, Raul. I don't understand. Do you want to trade with me, with knives? AVP here. Băi, cu aia, ești ultimul terminat. Do you want to trade your knives with my knives? No. Why no? They cost 200 euros, man. My knives are 200 euros. Are very rare. Nobody has them. Okay, can I get your number? Yeah. Write down. Police? Ce ratați cu aia să vă piciorile ruși, ăștia n-au nicio treabă. Băi, stai cu minte, mamă, am dat cu SP-ul și aveam și AVP aici nebun la cap. Dă-ți seama că ăsta e gameplay-ul de lem. Da, cu aia, nu de lem, e de DMG pe MG Elite. Că MG, mă trageram cu ăla tău în jos, băi, Radule, să-mi bat picioarele, bă, băiatule, bă. Aia este problema. Trebuie să joci cu codaț, frate, mai des să te rancheze, ești nebun la cap. Trebuie să joci mai des cu codaț, să te ranchezi, uite-l pe ăla, are AVP. Hai, brodere, mamă, ce l-am luat pe ăla. El câteva aici, după și aia e, oricum. E, oricum ai pierdut înainte de ăsta, ai pierdut înainte de ăsta cu aia, e kit, ești nebun la cap, n-are nicio treabă. Mețurile alea două, am dat cea bandă. Mamă, ce râși cu uite am putut să dau, ești nebun la cap. Ce râși cu uite am putut să dau.
Hai mă, bă, dar noi fiecare, hai pe B, hai pe B. Mamă, ce frumoasă ești, Radule, să-mi bat picioarele. Ce cu skin-ul ăla de... Păi eu ce, a, s-o toată? Acesta mă joc cu abonații, frate. Aaa, și să-ți dea drop? Ce, m-am mai jucat serios, m-am jucat Faceit, gen. Da? Te-ai apucat de Faceit? Da, am level 5, bro. Oh, tu și Mamblesh care mai jucați Faceit serios la level 5. Glumesc, mă, Faceit la level 5 e tank, să-ți nebun la cap. Nu, fără no joke acum, bă, băieți. Serios? Deci Faceit la level 5 e la cel mai înalt nivel, bă, băieți. Level 5. Nu e cel mai înalt. Cred că dacă dai, dacă dai boții pe hardcore, cred că joacă mai bine în puii mei boții decât ea la Faceit level 5. Bă, te bag pe level 5 dacă vrei și... Coaie, am jucat Faceit 2 zile, am făcut level 10 de bun la cap. Venea neveu și zicea, bă frate, las-o mai ușor, spune-și tu orele la care intri, că să nu știu să nu intru, că oricum îmi dau omul. Da, se poate, se poate, aia nu, da. Ia zici tu fără mișto, frate. Mamă, vezi că aș băga un cod pe Faceit deja, ar merge un cod pe Faceit, frătiuc? Hai mă, nu merge backtrack-ul, mă, băiatule. Mama, hai că a mers backtrack-ul, băieți. Uite-l și pe ăsta. Băi, n-o scop, fen, ce n-o scop, îi dau la ăsta, fen. Aaa, bravo, Radule, te-ai băgat direct în fața mea. Băi, nu sunt eu ăsta. Hai mă, ăsta e low HP, e low HP, dar nu-mi fura kill-ul. Mamă, ce vor ăștia să fure kill-uri, fută-i în gură. Fen, bravo, kebab. Mamă, ce n-o scop i-am dat ăla. Ce bait ți-am dat. Te-am lăsat să te omoare și după l-am... Și după l-am rupt ăla. Da, păi normal, că așa se întâmplă pe jocul ăsta. Fen, aici, fen, fen, Radule, fen, fen, fen. Zan style. Fen, tu ești pe mine? Uite-te pe mine. Ia, hai că. Ia uite pe mine. Tu ești pe mine. Tu ești pe mine. Tu ești pe mine. Tu ești pe mine. Fen, fen, fen. Ia vezi. Tararata pau. Tararata tata piu. Te-ai văzut ce am dat-o? Man, I'm not cheating, man. What do you want? That's for the joke. You're just good. Yes, man, I know. I have knives, man. How can I cheat with knives in my inventory? I have 1400 hours, man. What do you mean? Nice knife. Man, it's not 15. It's 15 euros. It's 52. Yeah, exactly, it's 52. How much costs your account? My account is like 4000 euros, more than your mother's car. Yo, Rusia, Rusia. I'm not Russian, ich bin Deutsche, du kleine Hurensohn. Mamă, băi, ce ți-a zis acolo? Băi, ești prost. Ce s-a enervat omul meu, zic, no, nu rușca de bici, core, mamă, ce ți-a zis acolo, nici n-am putut să, proceseze creierul, vezi că ți-a, mamă, sorry, sorry, I'm so sorry, man, don't shoot me, please, I'm so sorry, man, I'm so sorry. Băi, cu aia, sunt ultimul rata să-mi bat picioarele. Bă, vezi că ți-a zis la un Hurenson, atât am înțeles, acum se zice Hurenson, nu știu, habar n-am ce a zis ăla acolo, nu știu ce înseamnă, dacă înseamnă ceva. Mi-a băgat copii în casă, la mă, no, mamă, vreau să-i dau un scop, mi-a dat la mare cu X-Scope, hai, Radule, vreau să contez pe tine, asta ești nebun la cap, vreau să te văd cum te joci, manule. Mama, de ce ți-ai luat auto, ești terminat? Hai, mai la dreapta, mai acolo, 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 mai la dreapta, cu aia ești terminat, băi! Mama, tu ești caratația aia care cred că dacă îți dau info cu wallhack-ul, ți-ai ieșit tu bani cu aia. Eu moară, la vezi că e dreapta cu aia, bravo mă frate, ești foarte bun, eu cred că sfera ăla are mare cod. Băi, am dat 76 cu aia. Ești bun rău de tot frate, ești nebun la cap, ești top. Dar nu-s căutat. Bă, ăla se învârte, băi, cu aia, e unul care stă cu spatele pe short. He's short man, short, pick short, pick short, trust me, pick short man. Yes, 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 no, 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 yes! I told you, man. You see, I'm cheating, Alex. I'm cheating, I told you. Just report me, guys. Nice AVP. Do you wanna trade with my knives? Do you want to give me your AVP for my knives? Mamă, i-o dat. Ce i-o dat, mă? I-o dat perete, no-scope. Mamă, suntem la tero acum aici, nebun la cap. Hai, Radule, unde dăm rush pe B? Băi, coaie, dar cum naiba să am 30 cop? Deci fiți atenți, coaie, tu ai... Doamne, să-i bat picioarele. Am de 4 ori mai multe kill-uri decât tine, Radule. Să-mi bat picioarele. Dacă vrei, îți dau web-ul să vezi din ce poziție joc. Hai mă, frate. Ce mă, tu ești acum cu scaunul pe spate, a? Cu picioarele pe monitor? Pe birou. Eu mă jucam cu picioarele pe monitor, cu aici, nebun la cap. Cu aia, eu mă joc din pat și tu vrei să fac killeri. Ești din pat, mă? A, ți-ai pus. Eu chiar m-am jucat toată din pat, cu aia. Și adusese un prieten tastatura lui wireless la mine cu aia și aveam și eu mouse wireless atunci și m-am pus în pat și mă jucam pe televizor cu aia ce se ești nebun la cap, dar cu refresh rate-ul de... Ce merge? Hai că merge, nu cu refresh rate-ul, cu ăla... Cu... Oaie, ce orgasm are copilul ăla rus. Da, aia zic cu aia. Hai mă, nu-mi da pic mă copile că te rupi, ești nebun la cap. Hai mă, să câștigăm și noi meciul ăsta băieți, ce faci? Mi-a uitat pe ăla, bă, de unde tragi mă băiatule mă? Hai mă băiatule, încă unul mort. Încă unul mort, încă unul mort. Mamă, zbor de tot și urma 4K rupe. Rupe și urma 4K, rupe, 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 rupe. Mamă, ce rupă ăștia, ești nebun la cap, nicio șansă nu le dau. Fii atent că și-a dat, a dat mare, a dat disconnect ăla de la noi cu aia. 34 cop, sunt abonat. Pun în titlu, să-mi bat picioarele de nu pun în titlu, mă. Cară Radu 4K cu hack și spun poza aia ta așa când te încorzi, tare rău de tot. Ești nebun la cap, ia uite ce mă cară Radu, bă băieți, 8 cu 14 sunteți nebun la cap. 8 cu 14 are normal, omul. Normal, frate. Dacă întoarcem așa scoreboard-ul, ia stai numai un pic să vedem, dead. Ia stai mă că mă... Gata mă băieți, care Radu 4K, ia uitați, care Radu 4K. Am pus după numărul de dead-uri, să apară primul, ăla cu cele mai multe dead-uri. Gata mă băieți, ne care Radu 4K băieți.
Ce vorbiți? Care rândul 4 băieți ai dat-i primul? Eu sunt pe locul 2 și am și coduri. Sunt praf rău de tot, bă, băieți. Praf mama, ia stau afk deja în bază, s-au săturat de viață aici. Am ajutat cap. Să faci kill-uri. Vezi că ia stau afk în bază. Ia stau afk în bază, s-au săturat de... Ba, vezi că dau toți rush pe aia. Ce afk în bază aici, nebun la cap pe aici. Încă unul mort. Băi, Ben, don't attack me, man. Vezi că e în spate, he's behind you. Bravo, băi, Radule. Vezi că mai e unul în spate. Kitchen. One tap, man. One tap, come on. Stai să-mi pun iar asta. I-am dat one tap, ești nebun planul și la mulți ani. Da, în crău de tot, a? Mamă, pe locul 2 răduc. Asta e, nu? După killer vreau să pun așa, gata, mă. Ce, mă? Păi, coaie. A, te-a luat ăla aici, nebun la cap, băi, ești ultimul. Ești pârnaie, Radule. Nu mai fă, bă, TikTok despre Codaz, bă, frate. Nu mai fă, bă, TikTok despre Codaz, bă, Radule, gata. Vine la tine pe clip să-mi dai bullying. Da. Chiar așa? Mamă, trebuie așa? Să mergem, mă, ți-aiezi neapărat. Trebuie să facem surpriza aia de am vorbit, dar nu zi. Nu zi pe video, vreau să fie video surpriză. Ăla cu GoPro de aici de el. Chiar trebuie să facem un distract. Trebuie, nu, bă. Fente, ești, fente, ce le fac. Mamă, dar ce tot este, mă, ăla cred că se joacă pe contul de stima lui vecinul ești. Mamă, ce mi-a dat-o, la vezi că eu nu fix în stânga acolo din... Ce zice Raul la meu? Du-te fix aici, în dreapta, du-te în față, du-te mai în față, uite aici, în dreapta, coaie, dreapta, băi, coaie, băi, coaie. Mamă, dacă te omor ăla, zădeam kick din meci, mă jur, coaie. Mamă, mă, sună unul pe Steam. Radu, ești atât de slab, nu poți să faci un kill, Raul la meu. Salut, frătiuc, ce faci, m-auzi? Hei, salut, frătiuc, m-auzi? Salut, bossule. Ce faci, bossule? Toti. Hei, ce se? Zici tu salut la YouTube, frate. Salut, YouTube, ce faci? Uite, mă, frate, bine, mă joc cu meci, ce să te pup, frate. Hai că te lasă scurat după 4K vorbind după aia, Manule, te pup, pa, pa. Ah, ok, bine, pa, ciao. Salut, YouTube! Mă sunase unul cu aia pe Steam, un abonat, eu nu să-i răspund, să nu fiu bulangiu. Vedeți, mă, băieți, sunt de Steam happy, bă, mi-a trimis și happy, băi, băi, că place să vă fac fericiți, bă, băieți, n-aveți idee bine să vă fac fericiți, zici că sunt eu mare șmecher, mare vedete, ești nebun la cap. Bine, mai știu YouTuber de aia, mai știu YouTuber de aia cu 40.000 și pielea șmecherie, ești nebun la cap, de nu răspund la abonați, pișe pe ei, da? Aia, bă, băieți, mie îmi place așa să vorbesc cu abonații, să răspund indiferent, adică nici măcar nu vă consider abonați, nu, frate, voi sunteți toți prietenii mei, sunteți nebun la cap. Prietenii mei, sunteți prieteni mai buni decât sunt eu cu Radu, bă, băieți. Mamă, răulică, s-a terminat. Stai, mă, liniște, că câștigăm, ia pe încep, mă. S-a dus la cafă ăsta. S-a dus la o cafă. Cred că roșii de dimineață aș pune în ceașca de cafea cu aia vodka, ești nebun la cap și bea, dau talpa acolo, 3 shot-uri și așa și începe. Bagă strongbow ei bagă strongbow. Mamă, gata, iară s-a dus. Băi, și-au dat și time-o, bă, camia. Dar de ce a dat time-o, că ăsta a ieșit. Băi, de 4 mai știi, mai știi când am fost la ziua ta, coaie? Da. Am făcut mare o tită după. Să mor tu. De la ce, coaie? De la piscină? Da, de la piscină. Băi, ești prost, așa de sensibil ești. Eu azi am mers cu motorul pe ploaie 50 de kilometri pe ploaie torențială și n-am nimic, ești nebun la cap și am mai fost și ieri. Vezi, mă, frate, trebuie să ai organismul pregătit. Eu când mâncam de pe jos când eram mic, crezi că o făceam de prost? Făceam să-mi întăresc imunitatea, frate. Găseam câte o gumă aruncată de 3 luni pe jos, o luam, amestecam de 2-3 ori și o aruncam, frate. Să se obișnuiască organismul, ești nebun la cap. Bine, probabil că de-aia și răgușit acum și vorbesc pe nas că am mers cu motorul pe ploaie, dar e partea a doua, bă, băieți, nu cred că se... N-are nimic, frate, stai liniștit. N-are nimic, frate, am organismul pregătit meșicul ăsta. Ba, hai, băiatule, hai. Ba, băi, coaie, dar ce dracu, bă, ce de căcat e Mag 7-le ăsta. E prăjale rău de tot. E prăjale rău de tot Mag 7-le ăsta, coaie. Trebuie să dai de două ori cap cu el ca să moară inamicul, ești prost? Nu mă odată. Cum odată, că i-am dat la unuia spart armura, coaie. Trebuie să-i dai corp, gen. Ce să-i dai, coaie, să-mi bap? Bravo, mă, Radule. Ia, frate. Un, ultimul bench, vedem ce-i fac, Stai că vine să tușesc, Radule, dar stai că l-o mor pe ăsta prima, atunci după aia tușesc. Gata. Ai văzut, mă, Radule, ce m-ați primit? Ia uite-l, frate, cum campa, sărac om. Ce campa și el, sărac. Ai 41 de kill-uri, coaie. Știu, Manule, cât scor am? 86, nu mai am, doar 86. A, nu mai am pus să fac. Simple. Bă, începe să-mi curgă nasul, deci nici mai tare, cred că dimineața mă trezesc mort, ești nebun la cap, mor jumate. Băi, dacă ai s-o pe aia cu guma de pe jos. Ăsta se joacă cu pe contul lui vecinul și vrea cu vecinul să se conecteze în pana mea. Nu vezi să-l tot da afară? Băi, nu, că-i fură netul și vecinul să-l deconectează, să tot se recunect. Se joacă pe contul lui vecinul. Dați-mă, mă, că vin. Mamă, dar am răgut și mai tare, zici că am vocea lui Radu 4K, că tu ai vocea așa groasă, nebună, și e și mai mic decât mine, coaie. Eu îmi pierd vocea, băieți, dacă nu mai apuc să fac outro, să-mi bat picioarele, să știți de ce. Mare cântăreț, frate. Mamă, că e l-am bătut. Halfa-șpe. Ai murit, bă? Ai murit? Kiko. Oh,
Old Soul Lucky Kebab Shit. Da, dorim, mă, băieți, și video, cam atât a fost cu acest gata, episod. Gata, mă, băieți, așa cum trebuie aici să fac cu... Da, și, bă, bine, mă, băieți, lăsați intro-ul urat să fie. 2000 de like-uri și vedeți la viitoare, salut! Băi, stați un pic, am zis să las intro-ul, outro-ul urat de 4K, dar eu nici n-am văzut că am luat în cap, bă, băieți. Am luat mare în cap, sunteți nebun la cap. Ce părere ai, Radule, că am lem și am dat și abandon la meci. Mă, chiar meciul ăla am câștigat, am dat abandon. Mamă, la ăsta Surrender, sunteți nebun la cap. Uitați-vă meciul din care am dat eu abandon, că au dat ăștia Surrender, sunteți nebuni. Bă, fraților, am luat și drop, te-am luat și rank up. Sper să fie totul bine, noi ne vedem data viitoare. Dați-vă acolo, noi să facem 2000 de like-uri. Bye, bye, zici tu ceva, Manule. Pa, pa.